care cred în tine și toate le primești. Vistierul bunătăților și lucrătorul de viață, vino și te sălășuiește în noi și ne curățește până de toată tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunurile și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacucerii și Părinte, binecuvintează. Nu este Dumnezeu cu al său har și cu așa iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Vă rog să vă așezați. În numele dumneavoastră, Sfântul Părinte Nicolae, vă rog venit în parohia noastră. Nu-l mai prezinte, cunoașteți, Părinte, nu este pentru prima dată în biserica noastră și l-am invitat pentru că e perioada aceasta deosebită în viața bisericii. Și mai ales pentru că noi, duminică, după aceea, ne-am obișnuit să întâlnim cu personalitățile marcante ale vieții noastre duhovnicești și culturale. De data aceasta avem pe Părintele, care ne va ține o conferință. Părinte, vreau să spună să țină un alt, cum a ținut-o la Arad. Îl lăsăm liber ca să-și aleagă dânsul tema și sper că Dumnezeu să ne ajute să avem o conferință frumoasă. Dacă faceți poze, trebuie să-mi punem semnele. Dacă nu faceți, nu-i nevoie, că nu se obișnuie. Așa a spus Patriarhul, să port crucea. Crucea. Sunt foarte bucuros pentru că păreți cuminți. Pentru că vă aflați într-o biserică pictată cum trebuie, înălțată cum trebuie. Este un preot la dumneavoastră în București, care a terminat mai întâi o biserică la Vălen de Munte, după vreo 30 de ani s-a transferat în Mureș. Și după un an de la plecarea lui, a luat foc biserica din instalația electrică și a ars toată. Și bineînțeles că toată pictura s-a fost COVID. S-a întristat. Și eu l-am încheiat așa. Trebuie să fie refăcută biserica de oameni, că ea a făcut a fost făcută mai mult de mată. Pentru că oamenii au dat bani puțini și el a făcut rost de bani și și-a dat tot interes, a pus și banii proprii și a făcut biserica. Și Dumnezeu nu suportă biserici, i-am zis eu, făcute numai de preoți. Trebuie și de credincioși. De aceea preoții când primesc distincții, ei de fapt primesc în numele tuturor credincioșilor. Eu am întrebat de ce se dau distincții preoților care fac biserici și nu preoților care spovedesc până la două noapte sau țin predici sau multe altele din punct de vedere duhovnicesc fac. Și răspunsul a fost că el, preotul, din moment ce face o biserică, înseamnă că e în stare să antreneze dragostea credincioșilor pentru casa lui Dumnezeu. Am fost, și mai avem câteva zile, într-un an special dedicat mărturisitorilor din temnițele comuniste, și închinat și Patriarhului Justinian, un patriarh foarte potrivit pentru vreme. Dacă am avea timp și mintea noastră ar fi cu această inclinație, cu pregătirea minimă, măcar, am putea să vedem că oamenii mari, din biserică, dar nu numai, se iubesc în istorie, în momente cheie, și sunt foarte potriviți în momentul acel.
Apoi își fac cursul lor în istorie și ies din istorie. Așa a fost și Patriarhul Justinian. Acuzațiile, deci vă spun acum, și-ați mai ascultat, acuzațiile pe care le aducea securitatea erau foarte grave. Rapoartele care le făceau către șeful statului și nu numai, erau foarte dure. De ce? Pentru că îl numeau dublu, triplu, roșu, nenorocit, în toate chipurile. În același timp îl încercau să deturneze toate acestea. Toate aceste îndreptări. Din mila lui Dumnezeu, noi, în România, nu am avut nicio biserică închisă. Din mila lui Dumnezeu. Și înțelepciunea Patriarhului Justinian. Moscova a avut 540 de biserici închise din 600. Deci numai 60 de biserici deschise. Novgorod păstrează catedrală în Sfântul Altar, spălat. Dar spre mărturie, pisoarele discotecii din catedrală. Închipuiți-vă, nenorociții comuniști, ce făcuseră dintr-o biserică. Măcar altele fusese transformate în restaurante, hoteluri sau depozite de grâne. Sunt mii de fotografii, sunt mii de mărturii. În România, datorită Patriarhului Justinian, nu am făcut așa. E adevărat, fricoșii au avut de-a face cu niște opreri, dar numai pentru faptul că erau fricoși. Icoanele noastre nu au fost arse și în casele noastre nu au fost confiscate. Rusia, respectiv Uniunea Sovietică, a cunoscut lucrul acesta. Pentru care noi ar trebui să fim mult recunoscători acestui patriarh și, desigur, în primul rând, lui Dumnezeu, care a dat această suferință asupra noastră într-un mod suportabil. Pentru că el, comunist, sistemul sine a fost o suferință, a fost un dezastru pentru suflete și pentru ceea ce oamenii sub aspect material și cultural puteau să se dezvolte. Eu am botezat la Valea Duhului 6 românce din Banatul Sârbești, care veniseră la Crevedia, unde făceau un an de limbă, la un centru pentru românii de pretutindeni și găsindu-le acolo nebotezate și dorința lor și ceva convingere, la 22 de ani le-am botezat. Noi nu am avut așa ceva. Noi am avut toți copiii botezați și toți au fost cununați. Ia de braț, unii ascuns. De ce? Pentru că nu aveau curajul mărturisit. Dar și felul acesta de a fi cununat în casă, într-un mod neștiut, nu într-un mod public, a fost o mărturisire, un fel de mărturisire. Un colonel, după evenimentele din 1989, a avut o întâlnire de familie la casa lui și a vrut să stabilească
să-și boteze fiicele. Avea două fete, una de 13 ani și una de 8 ani. Și prilejul la Crăciun sau la Paști, când s-a făcut masa aceasta de familie, a pus și problema să fixeze o zi, să-și boteze și el fetele, că să ceau cu colonel fiind, el nu a vrut să le boteze. N-a avut curat, și atunci bunica, din partea soției, a zis cum să botez fetele, fetele le-am botezat. Până se întrebe el unde, cum, s-a ridicat bunica cealaltă și a spus, ba, eu le-am botezat, s-a ridicat și mătușa. O fată era botezată de 11 ori și una de 6 ori. Toate rudele și apropiații furaseră fetele să le plimbe în pahar și la biserica aceea sau aceea nasculți, cu preotul botezaseră de atâtea ori fetele. Desigur, nu e bine că au fost botezate de atâtea ori, dar, în același timp, nici cineva nu are o vină, pentru că nu s-a cunoscut. Iată cum s-au putut face acestea în istoria noastră, în perioada aceasta tristă, și putem vorbi cu succes de mărturisire. Adică am dat mărturie, am mărturisit. Chiar dacă n-am suferit, cum mulți au suferit în temnițele comuniste, aceștia care am reușit să facem așa, ei bine, și noi suntem mărturisitori. Și Dumnezeu va ține cont și ne va plăti aceste atitudini pe care noi le-am avut. Eu am văzut în fața mănăstirii Sfântului Antin, am văzut un copil care se închina cum nu trebuie, nu și atingea fruntea pieptul și umerii, și l-am învățat că era cu ghiozdan sub Ceaușescu. Și a trecut un domn pe acolo și a zis, părinte, ce faci, nu faci bine. Eu am crezut că se referă la cum l-am învățat să închine, dar în realitate el se referea la faptul că mă amestecase în educația unui copil pe care îl întâlnisem și care nu trebuia deturnat de la un mers. Pionier, 2004, sau cum știți că exista. Acestea au fost, au trecut. Au venit alte vremuri, se cere un alt fel de mărturisire. Un alt fel. Și acest alt fel, am putea zice că este mai greu de dat decât s-a întâmplat. De ce? Pentru că dacă atunci lucrurile erau pe față, acum lucrurile nu sunt pe față și sunt ascunse. Noi trăim acum o vreme de libertate și această libertate începe să apună dacă noi nu vom veni cu mărturia noastră. Pentru că Dumnezeu a lăsat omului aceste urcușuri și coborâșuri ca să se călească. Toate acestea sunt în avantajul nostru. Eu am venit, zice Mântuitorul Hristos, să aduc sabie în pace, să aduc conflict, să produc conflict. Ce fel de conflict? Acela al credinței, al ideilor despre credință, al mărturisirii, al atitudinii. Acesta este conflictul care l-a adus Hristos. El a venit și de aceea niciodată nu s-a afirmat, n-a avut vreodată o asemenea afirmație despre turma cea mare. El a vorbit întotdeauna despre turma cea mică. Pentru că numai în mic lucrăm noi ceea ce este esență în mărturisirea noastră de credință creștină. Ne botezăm.
suntem, de fapt, botezați în baza mărturiei, mărturisirii și mărturiei nașterii. Dar, după aceea, de mai multe ori, noi trebuie să facem față acestei mărturisiri pe care am avut-o cândva și o tot reînnoim. Soțul și soția și bunicul și bunica și mătușele și unchii și veri și verișoarele, luminați toți la minte despre ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, echilibrat în istoria noastră bimilenară, de când suntem creștini. Și nu numai de 2000 de ani suntem noi aici. Deci într-o istorie care se pierde și aproape că nu putem stabili de unde și cum venim noi. Avem granițe vii noi. Chiar așa ciuntită cum este țara noastră, noi avem granițe vii. Adică întâlnim români între 20 și 200 de kilometri în afara granițelor actuale ale României. E bine, în toate acestea, noi trebuie să ne știm locul și la vreme, când se iubește ocazia, oriunde ar fi, noi trebuie să dăm mărturie. Și mărturia nu este altceva decât să nu ne negăm credința, tradițiile, ceurile, limba. Avem vești din ce în ce mai multe, că sunt români în afară care nu vor să vorbească românește, pentru că, de fapt, nu vor să recunoască cum că ei sunt de aceeași nație cu niște români care nu au fost cuminți în supermarket sau la locul de muncă sau au făcut ceva reprobabil. Și atunci nici ei nu mai vorbesc românește și nu dau această mărturie. Dar sunt și români care dau mărturie. Sunt români care muncesc în afară. La cutremurile care au avut loc două în Italia, româncele noastre au primit felicitări pentru felul în care au reacționat cu bătrânii. Cum nu i-au părăsit, cum au făcut ce trebuie, cum i-au încurajat. De asemenea, sunt oameni în afară, dintre noi românii, care mărturisesc și prezența lor în biserică și își prezintă și credința, și tradiția, și limba, și neamul. Având în vedere că din toate acestea Dumnezeu ne-a scos și ne-a condus în barca mântuirii, înseamnă că noi avem și o obligație. În această libertate, cum ați pomenit în titlul temei, noi trebuie să nu cădem în libertinaj. Pentru că libertatea e una, libertinajul e altceva. Folosirea proastă libertății se numește libertinaj. Vaietele nu sunt valabile la ora actuală. Oamenii se vaită fără acoperire. Niciodată în lume n-a fost mai multă mâncare așa ca asta. Niciodată nu a fost mai multe haine. Niciodată n-a fost ceva care să prisosească în felul acesta extraordinar. Continuă avem lucruri în plus. Noi, în casele noastre, se vede că, da, este criză, trei momente de criză, dar avem. De aceea, și în momente de criză, observați că se construiesc biserici, se pictează biserici, se face catedrala, se înalță catedrala națională. De ce? Pentru că așa poporul român a construit.
când, în momente de criză. Noi, de 28 de ani, suntem în criză. De ce? Pentru că încă nu ne-am așezat. Încă n-am reușit să ne găsim identitatea, noua identitate, pe un nou sistem. Și atunci, sigur că suntem criză. Nu mai vorbesc de criza materială. Ce criză mai mare putem noi să prezentăm în istorie decât războiul? Când au fost construite cele 40 de biserici de către voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt? La câteva minute a început construcția după terminarea războiului. Cum le făcea așa repede? Folosind bruma de oșteni care mai rămăsese din război. Deci, așa s-a construit în criză, așa construim și noi. Din mila lui Dumnezeu, bisericile noastre sunt puține, dar în picioare. Creștinii din Siria, Egipt, din Irak, sunt prigoniți. Creștinii din Egipt, acum un an, au fost siliți să facă învierea prin meciuri. Iar noi venim în România la Sfânta Biserică, într-o porție de aproape 80% dintre ortodoxi și luăm lumină. Veniți să primiți lumină. Și începând cu 20 de minute după aceea, procentul scade și la 5 dimineața, la sfârșitul slujbei, mai sunt în biserici 18% dintre cei care au venit să ia lumină. Adică înseamnă că suntem chiar în criză. Înseamnă că chiar nu vrem să mărturisim sau nici nu știm ceea ce e mărturisim. Și atunci noi, care ne pretindem, eu nu mă pretind, nu sunt în biserică, și dumneavoastră vă pretinde, suntem în biserică, facem parte dintr-un cor, același cor, tainic, adică nevăzut, dar lucrător. Asta înseamnă tainic, nu înseamnă secret. Corpul tainic al lui Hristos, corpul mistic al lui Hristos. Hristos este capul și noi suntem mădularele. Și noi funcționăm cu greu, cu neîndemânare, cu prea puțină gândire față de responsabilitățile noastre în biserică, dar noi funcționăm ca un corp. Într-o biserică frumoasă ca aceasta, sau de nevoie în câmp, sau de nevoie în pădure, sau de nevoie oriunde. Noi suntem biserică. Atunci noi trebuie să fim aceia care venim și mărturisim și imităm. Noi care la Bobotează o să fim aici în biserică, sau în fața bisericii și preoții vor sfinți apa. Noi nu vom fi și n-am fost precum creștinii în Siberia, Doamne, pentru rugăciunile preoților Tăi, tremăritori care în lumea Ta acum se roagă, vino și sfințește și apa aceasta. Pentru că n-aveau preoți. Și ridicau ei creștini mâinile și sfințeau aghiazmă. Eu am un titlu de aghiazmă dintre aceasta, pe care mi-a adus-o cineva. Și azi, Părinte, uitați, aceasta este nestricată din 1967, dar nu e simțită de preot. Dar de cine? De noi. Dar nu de noi. De Duhul Sfânt chemat de noi într-o disperare că nu aveam de bobotează nici preot, nici slujbă cu ani. Și atunci am recurs la această rugăciune și Dumnezeu a făcut această minune. Asta înseamnă că unii au dus-o rău. Mult mai rău decât noi. Și, din păcate, asistăm la un fenomen
foarte greu explicat. Cu cât prigoana a fost mai mare, cu atât revenirea și apoi manifestarea a fost mai puternică. Adică, cu mințenia ușilor, în biserică, este extraordinar de mult apreciat. Nu mișcă. Mai departe, bisericile, începând de la 3 dimineața, sunt pline, unde sunt și două altare, fac liturghie, după liturghie, și bisericile în cap, foarte încăpătoare, și bisericile încep liturghiile la ore diferite, ca tot omul care vrea să poată să meargă dimineața și stea la liturghie. De aceea să nu ni se pare că facem noi prea mult, că nu facem chiar așa. Ar trebui să facem mai mult dacă ar fi să ne luăm la o întrecere. Și în acestea duhovnicești trebuie să ne luăm noi la o întrecere. Și să spunem, acestea le facem noi. În același timp, ne prezentăm totuși la diverse situații create de diverse sărbători, cum ar fi sărbătoarea Sfântului Dimitrie în București sau Sfântei Paraschiva la Iași și nu numai. Ne prezentăm la înălțime și ne admiră toți musafirii, începând cu patriarhii care vin, Patriarhul Ecumenii, Patriarhul Antiohiei, ceilalți care au tot venit succesiv la asemenea sărbători, ne prezentăm la o anumită, la o anumită ținută superioară multor popoare ortodoxe. Dar culcarea de ureche este o atitudine neproprie, improprie creștinismului ortodox. Noi suntem ortodoxi, adică mărturisim drept, însă ne manifestăm foarte puțin. E adevărat că biserica nu contabilizează decât rău. De ce? Pentru că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta pe de-o parte. Și răul unde îl contabilizează? La spovedanie. La spovedanie noi nu spunem faptele noastre bune. Noi le spunem pe cele rele. Spunem păcate. Și acolo se contabilizează răul și după ce se contabilizează, cu puterea iertătoare și apoi sfințitoare, totul se topește și omul devine iarăși ca la botez. În rest, nu avem multe care să ne deie înapoi de la această apreciere pe care în același timp trebuie să o facem, pentru că trebuie să recunoaștem cât de păcătoși suntem, dar în același timp trebuie să știm și cine suntem. Nu se poate așa să înceapă o voicăreală că sunt păcătos, sunt foarte păcătos, ca mine păcătos nu e nimeni. Voicăreala aceasta nu sună nici bine și nici nu e nici de folos. Adică sunt păcătos, doresc să mă ridic, asta și exprimăm prin metanie. Ne exprimăm, recunoaștem păcătoșenia noastră, dar avem forța, de dat recunoaștem și forța, ne luăm și forța pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne ridicăm. Iată, v-am spus câteva cuvinte pentru o temă fixată de dumneavoastră. Poate că venind sărbătorile, o asemenea discuție pe care noi o numim conferință, în sensul că ne împreună sfătuim, poate chiar să fie și ultima din anul acesta și din toate, nu numai la dumneavoastră, dar și în țară, pentru că acum creștinii nu se mai ocupă de conferințe, ci se ocupă cum să se pregătească mai bine de momentul venirii Mântuitorului Hristos în lume, în iestea fiecărei inimi, a fiecărui creștin. Aceasta este preocuparea. Și foarte bine facem că avem această preocupare să îl primim iară și iară
pe Fiul lui Dumnezeu care se întrupează pururea, înviază pururea, se jertfește pururea pentru noi. Face lucrul acesta continuu pentru fiecare din noi și nu se naște de mai multe ori, dar în inima noastră se naște an de an și în același timp se naște de fiecare dată când are unde să se nască, adică în el. Într-o iezle, în simplitatea inimii noastre, în ceea ce este pregătit, ca oarecând, în peștera din Betleem. Și atunci, sigur că suntem bucuroși să spunem așa, oarecum încheiem acest an plin de conferințe, simpozioane și discuții despre mărturisitorii din temnițele comuniste, despre felul în care ei au înțeles, internetul e plin și parte dintre dumneavoastră, încercați să mai câștigați timpul, nu să-l pierdeți pe internet și ați văzut ce multe mărturii sunt. Eu și părintele paroh am fost elevei unui mare mărturisitor, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, și am avut ocazia, într-o neștiință, nu aveam noțiunile la data aceea, dar am avut ocazia să vedem și să înțelegem cu greu un om care redorea să reintre în pușcărie. După 11 ani și apoi după încă 2, am mai făcut încă 5 ani de pușcărie, total 18, și acești ultimi 5 ani i-a și provocat numai să reintre în pușcărie și să mărturisească ceea ce nu reușise să facă de plin în celelalte detenții. Pentru că în închisoare, întrebarea de bază, la un moment dat devenea și bunică, era telepeză Hristos. Nu te întreba nimeni despre aspectele politice. Cu aspectele politice cu care probabil era intrat în pușcărie, se termina repede, pentru că era totul rupt. Acum se urmărea ruperea de Hristos. Pentru că Hristos era cel care dădea tărie, cel care putea să reechilibreze ceea ce ei au vrut să dezechilibreze. Pentru că sufletele noastre trebuie să fie într-un echilibru. Când pierdem totul și rămânem cu Dumnezeu, înseamnă că n-am pierdut nimic. Putem reface tot. Când l-am pierdut pe Dumnezeu din preocuparea noastră și din mărturisirea noastră, nu mai este nimic de făcut. De aceea suntem bucuroși să putem face această mărturisire și noi să aducem această mărturie în fața dumneavoastră a ceea ce au existat în conștiințele oamenilor la vreme și nu-i mult de atunci, iată sunt 35 de ani, iar de la momentul, spunem așa, eliberării, se împlinesc 28 de ani, dar în niciun caz nu rămânem la ceea ce a fost. Pentru că ce a fost a trecut este o temerie, un exemplu pentru noi, iar noi venim acum cu alt fel de mărturie, adecvată zilelor noastre. Nu ne mai petrecem acum vremea în munți, ca părintele Cleopa aproape 10 ani. Nu mai suntem închiși pe nedrept, ca părintele Nicodim Mândiță, care a fost închis, condamnat la 8 ani, închis 5 ani, în cele de urmă i-a dat drumul pentru că nimic nu au putut să-i găsească, cum că a scris rău sau a vorbit rău. Așa erau vremurile. Sau ca părintele Ilie, de la Mănăstirea Cernica, care după 2 ani de pușcărie, l-a chemat șeful închisorii, văzându-l așa cu minte, era și un om micuț, foarte probabil l-a și cunoscut, oricum a murit de 20 de ani, și l-a întrebat de ce ești în pușcărie. Și nu știu.
Dar ai făcut ceva, ai vorbit, ai scris că, da, ai scris că, ce pentru? Împotriva urmiei, împotriva vânzării de om, împotriva titlurile cărților pe care le scrisese și care erau în manuscrisul de publicație. Și s-a cercetat și a dat drumul. Avea 3 copii, ulterior copiii aceștia au devenit medici. Și când a murit în casă, s-a așezat călugăr fiind, de acum în mănăstirea Cernica, și care a fost un om închis pe nedrept și care a stat cuvinte în pușcărie și a lucrat în pușcărie. Cum? Cuvântul. Eu am întrebat adesea mărturisitorii din temnițele comuniste pe care i-am întâlnit. Cum nu ați înnebunit ca să stai în celulă ani de zile, ca să nu vorbești ani de zile? Și a zis, nu aveai timp să înnebunești. Pentru că erau conferințe după conferințe. Și cum unde erau conferințe? Primele zile când intrai în pușcărie, pentru prima dată, grija cea mare era să înverți morse. Și prin perete și de acolo până acolo se transmitea tot, de la Nikifor Crainic, la Grafencu, la toți care vorbeau. Acolo au fost somități culturale, somități ale teologiei. Deci, comunismul la noi a decapitat biserica, să spunem așa, de intelectual. De aceea, în momentul acesta, poporul nu prea mai are un cult față de intelectualitate. Pentru că, practic, a fost măcinată. Și după aceea au început să-și dea seama că, de fapt, o revoluție, un aranjament, un nou aranjament al vieții duhovnicești, nu putea să fie făcut cu oricum, cu oricine și fără să aibă această conducere, această ținută de un anumit nivel. Poporul prețuiește pe intelectual, pe omul cultivat, pe omul care dă din el mai mult decât alții pot da. Poporul prețuiește pictorii, prețuiește artistul foarte mult, cântăreți. De ce? Pentru că el, poporul, crede că din el a reușit să sădească Dumnezeu mai mult talent de pictură, de cântare sau de alte lucruri bune și folositoare și deosebite. Pentru aceea, poporul nostru are această prețuire. Și pentru aceea, comuniștii au zobit tot ceea ce era gândire curată, dreaptă, organizată. În zilele noastre, mai precis după evenimente în 1989, intelectualii nu au mai fost băgați în pușcărie. Dar au fost într-un fel sau altul apostrofați, oarecum îndepărtați și preoții, și medicii, și profesorii. Înainte vreme, numai învățătorul și preotul era intelectual în sat. Avea oarecare cunoștință mai multă decât ceilalți. În rest nu exista, era un medic la atâtea sate, înainte vreme. Acum, pe toți aceștia, toată campania aceasta, inclusiv împotriva Bisericii, dar nu numai, împotriva tuturor brezlelor, să le numim așa, toată campania aceasta are o singură justificare. Să nu existe decât muncă fără gândire. Să nu existe decât obligații fără drepturi. O să spunem, dar Biserica se ocupă cu așa ceva? E problema asta a Bisericii? Sigur. Toate problemele sunt problemele Bisericii. Nu există nicio problemă care să nu fie a Bisericii. Fecundarea in vitro este o problemă a Bisericii. Transplantul de organe este o problemă a Bisericii. Înarmarea e o problemă a Bisericii.
exploziile nucleare e problema bisericii. Pentru că noi suntem trup și suflet. Și atunci biserica trebuie să se ocupe de tot. Sigur, în limitele în care ea poate să ocupe și în limita în care ea poate să aducă un aport și poate controla prin sfat viața credincioșilor ei. Și atunci, fiind toate acestea la un loc, pe bine, biserica vine și își prezintă mărturia ei și poziția ei după ce află ce și cum stau lucrurile într-o problemă nouă iubită. Transplantul de organe e o problemă nouă. Fecundarea in vitro e o problemă nouă. Și atunci documentarea pe care biserica o face în domeniul acesta îi dă puterea și legitimitatea să se pronunțe. E păcat, că nu este păcat, că trebuie așa, că nu trebuie așa, își dă cu părerea sigur după aceasta. Iată cum am putea și noi să aducem mărturie astăzi, în această libertate pe care o trăim, de care încă ne mai bucurăm și de care libertate, dacă Dumnezeu va vedea că noi nu profităm de ea, sigur că Dumnezeu procedează precum a procedat în istorie. A văzut credință puternică, a scos creștinii din catacombe prin împăratul Constantin cel Mare. După aceea, iar a băgat înăuntru, în adânc. A lăsat să se dezvolte dintr-un sătuc bizanț, din Bosnia, o cetate care a dăinuit 1000 de ani și în cele din urmă Dumnezeu și-a luat mâna de pe ea. A mai amânat vreo 20 de ani până Baiazid, cunoașteți, vroia să dea calului ovăz din prestolul de la Roma. A venit timpul lent, toată istoria, desigur, o cunoașteți, dar după aceea Constantinopolul a căzut. În Constantinopol, la ora actuală, Istanbulul de astăzi, mai există aproape 1000 de creștini. Atât. Ei spun că 2000, dar nu sunt. Într-o populație de peste 16 milioane de locuitori. Deci Dumnezeu, dacă este părăsit, Dumnezeu ia mâna de pe noi. Iar Dumnezeu, dacă este cultivat în inimile noastre, prin cunoștință, prin trăire, prin împărtășirea direct cu trupul sângele de Hristos, atunci Dumnezeu își face această prezență simțită și este cu noi și noi mergem pe calea mântuirii într-o această libertate. Altfel, ne așteaptă zile grele. Sfârșitul lumii este în mâna noastră. Îl apropiem de noi sau îl depărtăm de noi, prin moralitatea noastră. Noi, în biserică, luptăm pentru moralitate. Noi nu acceptăm destrăbălarea. Noi suntem împotriva celor care strică rânduia. Din păcate, nu întotdeauna reușim să facem aceasta cu creștinii noștri, care încearcă să-și facă și un Dumnezeu străin, pe lângă Dumnezeu cel adevărat. Un Dumnezeu creat de propria minte, care permite multe lucruri, care nu sunt înscrise în regulile bisericii. Ei bine, închinarea la acest Dumnezeu străin este un factor determinant ca Dumnezeu cel adevărat să nu mai fie cu noi. Dar ce treabă avem noi? Noi suntem în biserică, noi recunoaștem, noi mărturisim. Da, dar Dumnezeu plouă peste cei buni și peste cei răi, dar Dumnezeu ne privește pe noi ca pe un popor. Dacă vrem să fim priviți ca un popor, trebuie să ne comportăm ca un popor. Comportamentul acesta este dat, în primul rând, de număr.
Adică trebuie să fim într-un ritm de naștere de 2,8 și noi am ajuns la 1,3. Asta înseamnă că poporul român a început să se sinucidă. E bine, aceasta sinucidere este un păcat. Un păcat din care nu putem să scăpăm. Și noi avem datorie să dăm mărturie. Și dacă nu dăm mărturie, atunci să ne exprimăm plastic, Dumnezeu înalță din lume. Adică ce poate să facă cineva apel la Dumnezeu pentru grija Lui, să facă minuni? Ce fel de minuni să facă Dumnezeu? Să plouă lumea? Când 4,5 milioane sunt în afară, numai 15% se preconizează că s-ar întoarce în țară, când acum un an am născut mai mult în afară decât în lume. Iată unde suntem. De aceea nu e puțin lucru că ați venit în seara asta să ne sfătuim ce e de făcut. Cum ieșim din acestea? La un moment dat, cum ne departajăm noi teritoriile noastre spirituale pentru ca totuși, pentru cel care nu vrea, eu nu pot să risc să pic în prăpastie. Dacă el ar vrea, încerc să facă. Dar dacă el refuză total, în niciun caz nu pot să facă. V-am împărtășit aceste gânduri. 45 minute, asta este foarte mult. Oricine vorbește peste 20 minute, înseamnă că ce n-a reușit în 20 minute să spună, nu reușește nici în 200 de ore. Dar mi s-a părut așa că parcă ați fost foarte atent și de-aia am vorbit un pic mai mult. Vă aduc aceste și aceste mărturii pe care cu nevrednicie le-am trăit și în seminarul teologic și să fac această retrospectivă, parte cunoscută, parte necunoscută, pe care parte necunoscută, pe cât am putut, am expus. Acum, dacă aveți și ceva întrebări, eu